Hai, Sofia, stai cu spumiță, că e tare supărată pe mine că am certat-o să plece de la pui. Caută lumina. Nu ți-e groază să faci așa ceva? Mâncarea, asta e viața unei găini. Nu putem să comparăm viața unei găini cu alte lucruri mai serioase. Găina e găină, nu tot le confundați. Unii o să zică, vai de mine că nu poți să mănânci legume, că trebuie să intri la dietă, să mănânci mai ușor, să nu mănânci atâta carne. Dar îți dai seama că noi nu facem toate rețetele sau tot meniul săptămânal, că mâncăm și legume, paste, ne plac foarte mult, asta e drept, cărniță din când în când. Nu, știu că e crud, nu crud, nemilos oarecum, dar hai să o luăm și așa. Acum, dacă o dăm pe partea religiei, Biblia spune că mâncați tot ce vă pică bine. Tot ce mișcă. Dar spuneți o rugăciune înainte. Dacă o luăm pe partea firească, primii oameni care existau pe pământ, știința spune că carne au mâncat ei. Numai așa au ajuns omenirea în... În fiecare an ne creștem câțiva pui de carne. În unii ani am crescut și 100, în alții 50, 30. Anul ăsta am crescut doar 15 pui, din care am rămas până la final cu 13, așa-i, dragă? Da, da. Procedura la noi în gospodărie, deja o știți, cei care ați mai văzut videoclipurile noastre, folosim acest deplumator. Iar deplumatorul face o treabă foarte bună în a lua mare parte din pene jos de pe pui ăștia. Procedura standard, se scufundă pui în apă foarte fierbinte pentru a înlesni desprinderea penelor, după care le îndepărtăm labele și pornim acest aparat care cu degetele alea de silicon va agăța și va smulge penele. Veți vedea imediat. Uite așa, pornim. Doar partea de jos se învârte și e suficient ca să răsucească puiul acolo și să desprindă penele. În anii trecuți cumpăram pui mai devreme, până mai, început de iunie, dar anul ăsta i-am cumpărat mai târziu, cred că undeva pe la început de iulie, dacă nu mijlocul lui iulie. Și n-au crescut foarte bine, totuși avem pui, unde zic eu, undeva la între 3 și 3,5 kg. Sunt câțiva și mai slăbuți puicuțele. Dar am avut pui în anii anterior și de 5 kg și ceva. Și după părerea noastră, creșterea puilor de carne, pui ăștia albi, e foarte, foarte rentabilă. Nu, dragă? Da, da. Nu mai vorbim de faptul că puii pe care îi găsim în magazin la raft, probabil cresc într-o perioadă de 2 săptămâni maxim. Da, nu, exact.
face rând acum. Cam așa, maxim 2-3 săptămâni știu că. Bine că iau unui puiul pui care îl cumperi din magazin nu are mai mult de un kil jumate, de exemplu. Exact. Vă arăt cum cresc puii. Suntem în luna septembrie și acum și plouă. Dar deja i-am sacrificat pe toți. Așteaptă să fie deplumați. Și ia uitați, sub trambulina asta au crescut puii ăștia în fiecare an. Da? Trambulina pe care o mutăm de-a lungul timpului încolo. O fost în zona asta, am tras-o încoace și o stat aici, cred că vreo 2 săptămâni. Trebuiau mutați de ceva vreme, de vreo 1 săptămână, dar n-am avut vreme de ei. Pentru că totuși a fost vreme uscată și nu a fost o problemă că o stat în același loc. Faptul că puii din magazin sunt injectați cu apă și sare, poate în unele cazuri chiar și vopsiți, nu-i așa? Nu știu ce să zic, na. Dar tu ce ai pățit la ochi? Eu? Da, te-ai făcut cu roșu. Păi m-am fardat și eu pentru prima dată în viață. Oh. Și nu ți-a ieșit fardaia? Nu, nu ieși, chiar mă pricep. Și după cum vedeți, familia noastră e foarte implicată în acest procedeu. Când o fă mai nou de plumatorul ăsta, toate penele le lua jos. Dar acum... Cred că știi ce se întâmplă. Degetele alea de silicon nu mai sunt atât de flexibile și atât de... Da, poate că. Siliconate. O să căutăm să le schimbăm pe internet. Că sigur se găsesc de schimbat. Nu știu, dar oricum face treabă bună. Adică... Nu, că mă mai ocup eu un pic și mai dau astea jos, dar... În mare parte le-o luat. Îți scutește 80% din lucru. Da. Na, acum cât are? Are vreo 8 ani? 6 ani de când l-avem? O, da, vreo 6 sigur. Asta a fost o puicuță tare pricăjită de-a ta. Nu știu de ce n-o crescut ca și ceilalți. Păi n-o crescut așa bine anul ăsta pui, că i-am luat mai târziu. I-am luat prin iulie, așa-i? Trebuie să ne uităm pe orar, că... știu exact ziua în care i-am luat, dar nu mai știu ce dată a fost. Ok. Cum se numește asta? Echipa de măcelari? Sau tranșatori? Sau la ce categorie vă încadrați voi? Salauri. Holongări. Lucrători cu ziua. Da. Sofia, îți place procedeul de tranșare a puilor? Nu. Dar care procedeul îți place ție? Ăla în care îl mănânc. Da, da, ok. Îmi place de tine că... Ești sinceră. Ești sinceră și te ții de treabă și la tranșat, că știi că nu-l poți mânca netranșat, nu? Da. Ca în fiecare an, vă recomand să vă creșteți proprii pui. Pentru că sunt mult mai buni decât cei cumpărați. Mult, mult mai buni. Măi, ce supă bună iasă! Fai, ai, ai, ai. Vă arătăm noi până la final ce supă bună facem, că deja am pus oala cu toate acolo. O salată bună de băf. Puuu, ce bună iasă. Nu de băf, că băful e vită. Salată de băf. No, dar cu bucătăria asta când mai avansezi un pic? Că tot așa ești de anul trecut. Da, și eu același lucru mă întreb. Tot aștept ca bărbatul meu ăla harnic, să îmi dea și mie atenția asta cuvenită, că eu tot felul fac pentru el, da? El tot pentru capre, pentru diboliță. Nu pare să fie încântat să facă treaba asta pentru mine. Lasă-te. Nu știi, nu-l poți întreba tu, că poate că... Auzi, vine rândul și la bucătăria asta. Da, tot asta aud de ceva vreme. Deja nu mai o vreau altfel, așa îmi place. Na, bine. Na. Am gata, le oprești că tare te-ai... Bine, fiți atenți ce fac cu betul pui. Nu vrem. Eu zic că
Datorită faptului că ai o fată foarte vrednică lângă tine, uite ce bine seamănă cu tatăl său. Până la urmă ne-am apucat noi de bucătăria asta, așa-i? Nu. Deci tot ce vei face de acum încolo, vei fi tu ajutor pe lângă ea mintea mea și zice, îi da la mână numai, zice, ce să-ți mai aduc? Ce de să-ți mai dau? Mintea mea și peste 2-3 ani îți se ocupă singură de toată procedura. Așa e, Sofia? Nu, doar de tăia. Păi de tăiat a fi cineva să-i taie. Și tu te ocupi de tranșat? Da. Nu, ce fain. Păi mama ta o să rămână la sacrificat și la deplumat. Nu, hai să vedem. Și tu te ocupi de curăsat și tranșat. Până atunci ești în colimatorul profesorilor să vedem cât de bine-i cureți. Vezi că mi-e întrebe toata și aripile și pielea, îmi place să o mănânc. Să nu rămână peine pe aia și ciup. O sun pe bunica ta de la Oradea să spună ce pensetă folosește ea ca să faci și tu la fel. O, doamnă. No, mami, hai și învață-mă. Bine. De ce trebuie să te învețe? Să desfac puii normal, ce să învățe? Nu ia-ți cuțitul. Sofia, câți ani ai tu? Ce contează? Așa, păi contează că vreau să știu ce vârstă ai. Sofia are 11 ani acum că mi-am amintit că eu sunt foarte greu. De-aia ai întrebat-o, că n-ai știut. Sofia a împlinit recent 11 ani și acum o învățăm să tranșeze pui. O învață mama sa, dar de fapt și noi o învățăm, că noi suntem la comun. Când renovăm, renovăm toți. Când o învățăm ceva, o învățăm toți. Așa e, Sofia? Nu neapărat. Noi o să vedem. Lecția numărul 1. Prima dată și pilim pui bine, să n-aibă blană. Prima dată să fie complet curat. Da, să n-aibă blană. Să n-aibă pene, puf și altele. De cât posibil. Stăm în după aia. Îi dăm două palme? Nu mai da palme. Se pot, Sofia, dacă vrei. Dar eu nu fac așa. Se pot da aripile jos prima dată. Dar mie îmi place să încep așa. Îi dăm picioarele așa. Da. Luăm cuțitul, începem dintr-o parte, un pic așa. Să nu străpungi mațele, că sunt chiar aici, vezi? Deci numai un pic trebuie tăiat, vezi? Apoi crăcești cu mâna, că se rupe și atunci știi că nu ai străpuns mațele. Rup de aici. No, hai să vedem, ce descurci. Da, da. Ia vrem să vedem. Ia un pui, să vedem. Da, astea, ce da pui acolo. Nu, cu mânuța, dragă. Cu mânuța. Te speli pe mâini, bine. E la vieta, te... Deci atât o mânca pisicile astea și încă mai bau. Non-stop o mânca. Ce faci tu acum? Ce trebuie să găsești? Inta. Și cred că am găsit. Ce am găsit? Da! Uite, un pupic pe botic. Bun, apoi... Cât afară, vai! Apoi? Picatul și ce mai era acolo? Nu pot, mami. Nu pot brânti. Doamne, ce mi-ai zborosti picatul ăsta tu. Uite, păi nu. Scat-mă capul. Așa? Ăsta e numai de pateu mai bun. Da. Pune-l acolo la orez, că mi-așa e mărunt îmi place. Nu fac orez. Picăței de pui.
Și acum ce urmărești, Sofia? Pipota sau gușa? Gușa. Asta e primul tău pui cu care lucri? Nu. Am mai lucrat și în alți ani, da? Măi, mulți. Pisicile astea nu vor să mă lase în pace. Pentru că le-a cost prea multă atenție peste zi. Mai ce teorie ai. Yes! Bravo! Ia, mami, am reușit mai bine decât tine. Bravo! Și acum am un slime, fai. Lasă, lasă, continuă tu cu puiul. Ce-i linichi? Ai rupt grăsimea bună de pe pipotă? Ce zici dacă facem așa, mami? Eu îi desfac și tu îi... Foarte bine. Pune-l acolo, adică dă-mi să-l spăl. Stai să văd dacă e gata. Că mai aveai și o bucată. Da, de fapt, e o scrisă. Uite, tati, hai să vezi ce are aici înăuntru. Ce are înăuntru? O bulă de aer. Ce are? O bulă de aer. Mami, dar nu i-am scos plămânii. Masa afară, masa afară, masa afară. Masa afară. Acum, cot. Tot, ca da, ți-o ieși mai bine asta, că văd că ai scos intestinele cu totul, înainte de că am chinuit și ai mărunțit ficatul de numai. Păi, nu e ușor așa, dacă tot. Ăsta verde, uite, în compartimentul ăsta verde, trebuie să am grijă, că dacă se sparge, am reștetată tot ficatul. Bun, să vedem dacă reușim. Că e cam moale. Ține de el, ține de el, trage de el în sus. Bun. Și lei mai pe departe. A, bine, măcar nu s-o spart. Bravo. Stai să spăl. Dar nu spălăm pe toate la final. Pune acolo. Pune toate și inima și ficatul. Chipotele nu pe frigolice. Du-te afară! Bun. Și pune-mi-l aici când termin. Nu-i problemă. Ok. Acum... pun. Cloaca, să zic. Cloaca. Care reușit! A fix! A fix, am tăiat! De obicei, chestia asta mai bine mergi mai pe departe, ca să fii în siguranță. Da. Vulga, du-te de aici! Ce faci tu? Fac ce fac și cât aici ajung. O, văd că supa fierbe. Și văd că puii stau grămadă. Care-i treaba cu tranșatul? Cu tranșatul e cu tranșatul. Suntem prea obosiți pentru povești. Care e procedura? Cum procedez? Văd că se pare 4 grupe. Da. Iau puiul,
după ce l-am cipilit, Sofia e ogolit de intestine. Se începe ori cu aripile, ori cu pulpele. Mie îmi place cu pulpele. Să dau jos. Pe la încheieturi. Se desface destul de ușor puiul ăsta de carne, că sunt foarte tineri. Și... Tocmai ziceam mai devreme în video că sunt foarte bătrâni la 3 luni, comparați cu alții la 2-3 săptămâni. Da, mă înțeles, comparativ cu cel din magazin, dar ca și idei așa, ca comparație între puiul de țară, cocoșei ăia pe care îi mai tăiem noi așa de supă, de... Păi ăla nici nu poți să îl tragi piciorul de aici, că trebuie să bagi forță. Așa. Și totuși e un pic de rezistență la încheieturi și așa. Dar stineri sunt foarte buni, carne proaspătă, e fragedă. Și îți cam dai seama cât de fragedă îi după încheieturile astea, cât de bine să țin. Și încă o chestie, îți dai seama cât de fragedă o să fie carnea după gușa aia de aici. Dacă gușa aia se rupe foarte ușor, înseamnă că și carnea va fi foarte fragedă. Dacă țesutul din gușă o pune rezistență, înseamnă că și carnea va fi mai tare. Va avea de fier mai mult timp pe ea. Sau de mestecat. Și de mestecat și de fiert. Îi tot porționez și mi le pun în congelator pe categorii. Aripile la aripi, de supă pun separat, aici se află categoria de supă. Mai apăt unul aici ceva, nu mai găsesc. Aici pun pulpe, uite ce fain e. Uite o pulpocă. Ce culoare faină. Și neinjectată cu apă. Neinjectată, sigur. Foarte faină, uite și asta. Ce mare e. Uite și una mare. Cât de frumoasă. Da, una de astea mi-ar trebui mie. Cum adică? Pe cartofi piure, vă rog. Da, sigur. Pe pat de cartofi. Dar ne tăiază. Da, dacă se fierbe mai bine așa, eu te înțeleg ce zici, dar e altfel e proiectul. Am înțeles. De fapt, stă mai bine în congelator, îmi pungi mai altfel. De așa se mai bine. Și se și fierbe mai ușor, știi? Na, și apoi, l-avem fără picioare, fără aripi. Intrăm cu cuțitul pe aici, pe la aripă, unde a fost, și facem așa. Și pe partea cealaltă, la fel. Și apoi îl luăm. Și spârtecăm ea așa, ne? Și aici avem pieptul. Oricum pielea asta... Eu o dau jos, pentru că pieptul folosesc la altceva. De obicei crispy de pui, la salată de băf, șnițel, dar mai rar. Șnițel de pui foarte rar facem. Da, uite ce frumos e și pieptul. Hai să-l tot scot de pe os. Se mere fain frumușel, cât mai aproape de os și se dă jos. Trebuie avut mare grijă cu pieptul ăsta, că așa alunecă și apoi periculos. Na, l-am tăiat. Tu ești de vină. Mă încurci aici. Da, ce să spun. Uite ce frumos.
Așa. Și coșul pieptului. Gâtul îmi place să-l dau jos. Pentru că se așează mai bine pungi în congelator. Și încă o dată aici. Spatele, nu? Spatele, da. Am zis coșul pieptului? Da. Spatele. Plămânii îi dăm la pui. Îi dăm la pui de pisică. Și gata. No, repede te-ai descurcat. Trecem la următorul, că e mai ceva. Mai e vreo doi. Mai am vreo doi, da. Ce zici? O să fie o supică bună asta? Îmi vedea că ne ajungem farfurie. Ție care îți place mai mult? Cu găluște sau cu tăieței? Cu carne. Eu am pus și pulpele. În unele pungi am pus câte 6 pulpe și în altele câte 8. În funcție așa o să scot. În funcție de cât de înfometat sunt. Da, dar cred că e suficient așa că pentru o tocăniță cu un pui de legume, cu un piure de cartofi, cu un orez. Da, da, da. Foarte drăguț. Și acum mi-a mai rămas părțile astea pentru supă. Am lăsat tot, în special pielea asta. Foarte bună. O să fie, pentru că o să dea un gust extraordinar la supită. Degeaba, mai că fără ajutor, e tare, tare greu. Ca norocul cu voi, trei de pacii de pe lângă mine. Că unul mai face un tip de mâncare, unul te mai ajută în coace, unul te ajută încolo. Da. Punem și la purcelo o lucă de cartofi la fier. Dacă tămere focul. Ce mai am acolo? Vai, atât am obosit de tare. De la 13 pui au obosit, da, anii trecuți, când tăiai 100. Te-ai 20 odată, 30. Nu am tăiat niciodată așa mulți într-o zi. 15 maxim tăiam într-o zi. Nu, am mai scăpat de pui. Nu mai ce mă ustură de ajutile astea două. Cum am cipilit pui. Asta că ți-a umplut-o la Dărica în vrător. Da, e bine. Avem o vreme de pui. Nu o să ajungă până la anul, că... O mânca mai rar. Odată o mânca, odată nu mai ne-o gândi că mâncăm. O mânca cartofi. Da, avem acum cartofi. Aceeași dormi, deci îți zic, aceeași adormi. Am dormit iară foarte rău azi noapte, nu știu ce se întâmplă. Hai lasă-mă să mai bag niște coceni pe foc, nu te culca acolo, nu dormi. Doamne Dumnezeule, un pic nu mă lec să mă hodinesc. Eu ți-am zis să te duci, dipaci, că numai atât stai și te bani dai de lucru, bani nu mă lec să stau. Te hodini când îi mere acolo la știi tu unde. Na, acolo hodinește tu. Da, pe să știi că mă hodini. Eu mă pot hodini și aici. No, am o șetie dușca alungată. Da, păi n-a. Șesă și simte. Acum ce mai faci acolo? Am, mi-ai dat de lucru că ți-o fuhia să mănânci de este. Pentru cioantele mele scârbușeni. Trebuie și de este. Cu un pic de sare, vai bunies. Da. Colajen. Îmi face niște din astea. Vai, nu mai știu nici cuvinte. Tu, dar stai un pic, tu așa să faci salata de bioc cu mânurile? Da.
Haie mie și de mie și cu câtă poftă o mâncam până nu. Așa se face. Nu. Să bagă piciorile. Să bagă piciorile dacă s-a și n-ai mai băgat de data asta. Nu, am zis că hai să fac cu dacă mă vede. Ca strucuri, știi? Îmi fac vin. Da. Nu soie cu piciorile, fetele. Este de paci de pe la Mara Mureș. Aha. Altile nu, că aia este mai fain. Nu, dar ești gata cu puii. Ești gata, numai labele astea mi-a mai rămas. Și tare, tare greu vin rostii. Hai că viu să te ajut. N-am mai pățit așa să vin așa de greu. Fă finalul. Dragilor, acesta au fost... Dragilor, acesta au fost video despre sacrificarea, curățarea, tranșarea puiilor. Noi vă salutăm, vă îndemnăm să ne lăsați un comentariu în partea de jos, să ne spuneți voi cum procedați, dacă faceți așa ceva, dacă nu v-ați atinge niciodată de un pui, că vai ce scârbos îi. Așa. Nu uitați să dați un like, să distribuiți dacă vi se pare un video potrivit de distribuit. Vă salutăm și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!